Mai mulți telespectatori Bucovina TV au ridicat o problemă de care s-au lovit zilele acestea. Aceștia au sesizat postul nostru de televiziune cu privire la pericolul ce pândea la 2-3 metri de o grădiniță de pe alea lalelelor din municipiul Suceava. Părinții sunt nemulțumiți de disconfortul creat de lucrările efectuate de firma Pfeiffer, fără a asigura corespunzător accesul la intrarea în unitatea de învățământ. În municipiul Suceava se derulează proiectul Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată, finanțat cu banii europeni atrași prin programul operațional sectorial mediu. Proiectul are o valoare de aproximativ 44 milioane de lei, este pus în aplicare de firma germană Pfeiffer și se desfășoară pe durata a 2 ani de zile. Beneficiarul lucrării este ACET Suceava. Se reabilitează rețelele existente de apă, se înlocuiesc, mai bine zis. Știți că acolo sunt probleme permanent cu cele vechi și trebuiau neapărat înlocuit. Nu exista săptămână să nu se spargă o conductă acolo. Lucrarea aceea e o mică parte din contractul încheiat pentru rețelele, reabilitare și extindere apă canal pe Suceava. Deci e un contract care se derulează la nivelul întregului municipiu. Nu e numai local acolo. Sunteți mulțumiți de cum lucrează? Doamnă, abia am început contractul. Greu acum începe. Deci nu ne facem o părere. Deci ei lucrează corect, deci nu sapa iurea, obțin toate permisele, toate avizele. Sunt urmăriți de toată lumea. Deci nu am avut probleme să spun că încep lucrările într-un loc neanunțat sau încep și-l lasă de izbeliște sau probleme de genul ăsta. Suntem la începutul contractului. Mai o singură chestie le-a scăpat, un mic amănunt le-a scăpat. La trecerea la grădiniță au pus doar scânduri și nu... Da, vă referiți la o podină pentru grădinița respectivă. Da. Da, am să trec pe acolo și vorbesc-o cu șeful de lucrare, facă treaba respectivă. Notorietatea firmei germane, milioanele de lei atrase în proiect și zona des circulată de copii și părinți nu permit sub nicio formă nicio greșeală. Nu se poate ca la intrarea într-o grădiniță să nu fie amplasată o trecere de maximă siguranță pentru trecători. Chiar dacă zona unde sunt efectuate lucrările este semnalizată, nu trebuie omis nici acest amănunt, oricât de neînsemnat ar părea pentru reprezentanții firmei executante. Poteți metalic, dar a fost ceva provizor, că s-au stupat șanțul și nu mai trebuie pus așa ceva. Deci asta a fost pentru chestii de minut, o oră, două, durat chestia asta. Deci n-a fost permanentă. Deci podețul ăla de... El a avut un podeț metalic, na, normal așa trebuia pus. Având în vedere că a fost nevoie doar de o oră, două, după cum spuneți, ați mers pe varianta scândurii și nu pe podeț. Ceva, așa, da. A durat mai mult de două ore sau... Nu, dar nici două ore n-a fost. De v-am zis, s-a pus teava, s-a stupat și s-a mers mai departe. Deci nu s-a lăsat peste noapte sau nu a fost o zi întreagă deschis șanțul. Și nu numai pe asta, pe majoritatea străzilor unde sau care s-au început, este lucrează pe tronsoane de maxim 50 de metri și nu se lasă peste noapte deschise. Banii sunt europeni, dar lucrarea românească. În Uniunea Europeană nu se permit gafe sau omiteri nici măcar pentru 5 minute, unde mai pui 2-3 ore ziua în amiază mare. Un lucru este clar, trecerea peste șanț trebuia marcată corespunzător cu bare de susținere, chiar dacă săpătura a fost acoperită pe parcursul zilei, nefiind mult timp descoperită, după cum spun reprezentanții firmei Pfeiffer. La câți banii europeni implică acest proiect, chiar și pentru câteva ore, aveau toate condițiile să poată semnaliza toată zona, nu pe alocuri, fără a pune în pericol viața trecătorilor.